Circulația rutieră va fi suspendată pe mai multe tronsoane de pe strada Alexandru cel Bun din capitală până în data de 16 iulie. Potrivit primăriei municipiului Chișinău, în această perioadă vor fi reparate rețelele de apeduct și canalizare în perimetrul străzilor Tighina și Bulgară și pe tronsonul Sfatul Țării și Sergei Lazom. Potrivit autorităților locale, din această cauză, mai multe linii de microbuz vor fi redirecționate pe străzile adiacente. Șoferii sunt îndemnați să ocolească zona respectivă.